Și dintre copiii săi, eu vreau să le spun ceva la unii ce încă sunt și copiii noștri. Astăzi, un verset din Proverbe, 18:9. Aici este scris despre doi frați. Cine se lenevește în lucrul lui, este frate cu cel ce nimicește. Băieți, ce imagine are în mintea voastră un criminal? Un terorist care distruge. Și nu se uită că se pierd vieți, se distrug bunuri, nimicește. Și sunt astfel de oameni. Îmi spunea cineva despre un coleg al lui de muncă din Germania, zice, m-am și temut în continuare de el la serviciu, zicea, totuși când aș muri, mi-ar face plăcere să nu mor singur, să omor și pe alții și să distrug. Bănuiți din ce neam era. Sunt periculoși astfel de oameni. Să nimicească. Ăștia sunt clar fii ai diavolului, cum spunea Domnul, că hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Ce pasiune pe diavolul să omoare, să distrugă. Deci cu ăsta e clar a cui și ce stil are. Dar cu frate să-i problemă. Frate să-i numai leneș. Dar cum sunt ăștia frați? Să luăm un exemplu. Scrie în cartea a doua a lui Samuel despre Absalom. În ele erau întruchipați amândoi. 2 Samuel 14, citesc de la versetul 30. Absalom a zis slujitorilor săi, vedeți ogorul lui Ioab este lângă al meu. Are ors pe el, duceți-vă și puneți-i foc. Și slujitorul lui Absalom a dat foc câmpului. S-ar fi și uitat cum arde. Holda copt. Atunci arde bine, nu? Acum uitați-vă la ce vă citesc și imaginați-vă scena din Proverbe, ne întoarcem, la capitolul 24, versetul 30. Am trecut pe lângă ogorul unui om leneș, pe lângă via unui om fără minte. Era numai spin, acoperit de mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. Ai fi zis că cineva a nimicit via. A smuls butucii, struguri înainte de a se coace, i-a aruncat. Nu avea niciun rod. Nu a fost acolo niciun nimicitor, a fost frate său, leneșul. Și nu s-a putut mânca din via aceea niciun strugure. S-a crezut poate că e plecată gazda. Nu, nu, nu. Nu era fără stăpân, nu nimicise nimeni. Numai leneș a făcut toată treaba asta. Versetul 32. M-am uitat bine școlarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Dea burul Dumnezeu să tragă toți învățătura azi din ce aud. Și l-a prins pe gazdă, era în casă. Să mai dor puțin, să mă ațipez puțin, să mai încrucișez mâinile puțin, numai câte puțin. Să mă odihnesc, dar după ce? Că doar nu lucrase la vie. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Adică efectul e ca și la cel înarmat care vine să nimicească. Vine primăvara de acum. Grădina voastră cum o să arate? Ca una distrusă sau ca una nelucrată? În fond, la toamnă e aceeași treabă. S-a mai întâmplat, mi-amintesc eu cândva cu ani în urmă, poate alții, nu-i vorba de voi, mai distrugeau instrumente. Cel ce distruge instrumentul cu cel ce nu vine la repetiții să cânte, nu-s frați. Mă cau stiluri diferite de a lucra. Da? Aveți ispita asta ale nevirii? Sau să întrebăm pe fete? Parcă e și mai și să auzi de o fată că e leneșă. Doamne, ferește!
Poate băieții la bloc n-au atâta de lucru, dar nu există fată să n-aibă pe ce pune mâna să nu facă ceva. Dar fie că aruncă alimentele așa încă bune la coș să spună că n-a avut din ce face mâncare, că n-a fost în frigider, fie că se apucă așa ca leneșul și le curăță și a uitat să pună cartofii în apă și peste 15 minute, oricum, mă, dacă e mai curăț odată sau poate nu-s mai bun deloc. Că cel ce nimicește e frate cu cel ce e leneș. Dar numai că au stiluri diferite. Lenea asta, o fi ceva născut, o fi vreun duh. Că dacă tot a stat, pentru ce să se odihnească? Și doar o singură idee vreau să vă dau din aspectul acesta al lenevirii, măcar de asta să scăpați. Scrie în Proverbe 7, 6. Versetul 6. Du-te la furnică, leneșule. Sunt foarte multe furnici pe glob. Cred că sunt animalele cele mai numeroase. Am citit un articol că toate cântărite împreună sunt mai grele decât toți oamenii cântăriți împreună. Și fac multă treabă pe pământ. A văzut cineva vreo furnică stând? Dar nu neapărat pentru mișcare este alăudată, ci pentru că, și asta e ideea, versetul 7 n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân și totuși pregătește hrana vara și strânge de alimentări în timpul secerișului. Ca să nu fii leneș, trebuie să știi în ce orar te afli. Omul harnic doarme, dar doarme la vreme potrivită. Omul harnic lucrează, dar lucrează la vreme potrivită. Degeaba vrei la toamnă să faci pe harnicul și să spui ce roșii am văzut la vecinul. Acum mă pun pe treabă. Atunci mai bine culcă-te. Degeaba vrei tu să cânți când nu-i repetiții. Și le vine la unul câte, la unul cheful. N-a venit la 8 la repetiții, la 9 jumate, măi, parcă acum aș cânta, dar s-a dus repetiția. Deci ca să nu fii frate cu nimicitorul și să nu fii leneș, muncește, muncește la vreme și nu neapărat că te pune altul, că nici furnica n-are șef. Muncește din proprie inițiativă și cred cu drag. Dumnezeu să ne ajute să fim harnici pe acasă, dar și mai și în casa Domnului. Că pe acasă le folosim o vreme, dar ce facem pentru Domnul, îi pentru toată veșnicia, mărit să fie Domnul. Amin.